Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a comentat la o emisiune de la Jurnal TV solicitarea Moldova Gaz către ANRE de majorarea tarifului la gazele naturale cu 31,5%, ceea ce ar însemna pentru consumatorii finali un preț cu TVA inclus de aproape 30 de lei pentru un metru cub. Oficialul spune că încurajează ANRE-ul să facă bine calculele cu devierile tarifare incluse, dar afirmă că acestea pot fi recuperate în vremuri mai bune. Ministrul Andrei Spânu a susținut afirmația moderatorului, precum că devierile tarifare pot fi incluse în facturi în alte vremuri. Eu încurajez ANRE-ul să facă aceste calcule, să vadă care sunt devierile negative care se vor include în această perioadă. Însă eu, opinia mea personală este că cel mai bine este acum să avem un tarif cât mai mic, ca să putem și inclusiv cu compensațiile de la guvern, să micșorăm cât mai mult posibil povara pentru oameni. Da, și devierile pot fi recuperate în vremuri mai bune, mai ales exact. Că... La aceeași emisiune, Spânu a spus că partea rusă încă n-a venit cu un răspuns clar dacă va livra Moldovei gaze la formula de iarnă, care ar genera un preț mai mic de achiziție. Nu avem un răspuns cert din partea celor de la Gazprom referitor la situația de după 1 octombrie. Noi am reiterat poziția noastră că dorim ca acest contract să rămână în vigoare și să fie livrate gaze la formula conform contractului. Aveți dreptate, de la 1 octombrie formula se schimbă și este mult mai avantajoasă pentru țara noastră. Andrei Spânu mai spune că șeful concernului rus, Alexei Miller, a menționat în timpul discuției telefonice din august că auditul datoriilor Moldova Gaz trebuie să fie finalizat până în luna septembrie. Spânu nu a menționat însă ce ar putea să se întâmple dacă termenul nu va fi respectat. Am dat termenul de luna martie, când cel mai probabil acest audit va fi finalizat și deja de atunci se va putea discuta ce facem cu datoria istorică. Am zis de sfârșit de septembrie, din start am zis că este un termen nerealist și nu are cum să fie realizat. În prezent, suma datoriei istorice a Moldova Gaz față de Gazprom este de 709 milioane de dolari cu penalități. Între timp, Moldova Gaz a solicitat la 19 septembrie ANRE majorarea tarifului la gazele naturale. Astfel, un metru cub de gaz ar putea costa 27,665 de lei fără TVA, iar cu TVA 29,88 de lei, începând cu data de 1 octombrie.